Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la un nou jurnal Muntenia TV. Iată care sunt titlurile serii. Șeful serviciului permise Giurgiu, cercetat de procurorii DNA sub control judiciar. Apa servis pe urmele zonei libere, motiv de scandal între primărie și Consiliul Județean. 20 de posturi în instituții bugetare din Giurgiu. Târgul producătorilor din nou în orașul nostru. Luare de mită și trafic de influență sunt acuzațiile pe care procurorii DNA le aduc șefului serviciului permise Giurgiu, Mihai Predescu. Acesta este acum cercetat sub control judiciar. Într-un comunicat de presă oficial, procurorii DNA anunță că șeful serviciului permise Giurgiu, Mihai Predescu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de procurori de luare de mită în formă continuată și trafic de influență, acesta primind bani de la instructori auto pentru facilitarea obținerii de permise, potrivit DNA. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție susțin că în perioada 5 noiembrie-14 decembrie 2015, șeful serviciului de permise, Giurgiu, a acceptat promisiuni de bani sau de alte foloase de la un instructor auto denunțător în cauză, astfel încât să faciliteze promovarea probei practice a examenului auto pentru 5 persoane. În schimbul banilor, Mihail Predescu a lăsat să se înțeleagă că va interveni la polițiștii examinatori din subordine. Acesta a și primit, potrivit DNA, în 22 decembrie 2015, suma de 300 de euro prin intermediul instructorului auto pentru a promova 3 dintre cei 5 candidați. În cursul lunii iulie 2016, inculpatul Predescu Mihail a acceptat promisiunea primirii unor foloase pentru facilitarea promovării altor două persoane la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, lăsând să se înțeleagă că va interveni pe lângă alți examinatori subordonați ai săi în acest scop. La data de 16 august 2016, inculpatul a primit suma de 1.800 de lei prin intermediul aceluiași instructor auto, se arată în comunicatul procurorilor anticorupție. Îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de marochinărie și articole pentru casă, toate sunt disponibile în cadrul Târgului Producătorilor Români de la Giurgiu. Amplasat în aceea zonă cunoscută de giurgiuveni în fața spitalului, târgul este deschis până duminică inclusiv, iar comercianții așteaptă cumpărătorii cu articole vestimentare la prețuri foarte bune. Fie că doriți să vă îmbogățiți garderoba pentru toamnă sau să profitați de ultimele zile de vară în haine noi, Târgul Producătorilor Români din fața Spitalului Județean Giurgiu este locul potrivit de unde puteți cumpăra produse vestimentare autohtone la prețul de producător. Comercianții și-au instalat marfa pe tarabe încă de miercuri și își freacă mâinile în așteptarea giurgiuvenilor. Chiar dacă vremea nu ține cu ei, cei mai mulți sunt optimiști. Marfa, tot ce vedeți dumneavoastră, încălțăminte de bărbat, este fabricată la Pitești. Avem un preț foarte bun la 110, pantofii bărbătești, piele și interior și față. Giurgiuvenii au fost ceva ieri, dar sper să ne lase vremea, că eu știu că de obicei giurgiuvenii vin și cumpără. Este, cred că, a 15-a oară care vin la târg în Giurgiu. Și totuși mi s-au părut că sunt pe cumpărături, nu de dragul de a se uita și... Nu, eu una... Sunt mulțumită de ei. De cealaltă parte, unii se pare că vor pleca cu o impresie proastă de la Giurgiu. E prima dată când vin în Giurgiu, nu mai vin niciodată, nu apreciază calitatea. Sincer, deci avem lucruri românești, marcă românească, 100% bumbac. Nici nu cunosc marfa de calitate. Vor prost și ieftin. Ăsta e adevărul. Deci noi mergem la târguri mari în țară, noi vindem, că dacă nu, n-am rezistat pe piață. Deci nu cunosc calitatea, clar. Atât domnii cât și doamnele au de unde alege. De la blugi la rochii, sandale, pantofi sport sau eleganți, bluze, tricouri, genți și chiar îmbrăcăminte de noapte. Iar pe lângă tarabele pline de marfă, giurgiuvenii care aleg să viziteze târgul din fața spitalului au și un loc de relaxare pregătit special de organizatori. O terasă unde se pot relaxa la un grătar bun și o bere rece. Deblocarea posturilor din administrație creează tot mai multe oportunități de angajare în instituțiile bugetare din județul Giurgiu, potrivit portalului ce cuprinde toate posturile vacante din administrație la nivel național. În această perioadă, în județul Giurgiu, sunt disponibile 20 de posturi. Accesând pagina județului Giurgiu din portalul posturi.gov.ro, portal ce reunește toate posturile vacante din administrație din întreaga țară, se observă că în această perioadă instituțiile bugetare scot la concurs 20 de posturi. Cele mai multe, 6, sunt la Direcția Locală de Impozite și Taxe,
unde se caută 2 inspectori, 3 consilieri și un referent, posturi pentru care se organizează 3 concursuri, pe 7, 8 și 9 septembrie. Și Primăria Giurgiu angajează 2 consilieri debutanți, concursurile fiind programate pe 30 august și 1 septembrie. La Consiliul Județean este scos la concurs un post de inspector de specialitate, cu concurs pe 1 septembrie, iar Direcția de Asistență Socială caută un director adjunct, pentru care se organizează concurs pe 9 septembrie. Pe lista instituțiilor ce organizează în această perioadă concursuri de angajare se regăsește și Oficiul de Cadastru, care are disponibil un post de șef de serviciu cu concurs pe 25 august. Pentru cei care nu au studii avansate, există 2 posturi de îngrijitori. Unul la grădinița Prichindeii din municipiu, concurs pe 31 august, și unul la Școala Generală Vedea, concurs pe 25 august. Pe aceeași listă sunt și 4 primării din județ. Astfel, la Bucșan, primăria angajează asistent medical comunitar și mediator sanitar, concursul fiind programat pe 30 august. La Adunații Copăceni se organizează concurs pentru 2 posturi de consilieri asistenți, la Mihai Bravu, un consilier și un referent, iar Primăria Găujani angajează 2 referenți, unul însă temporar. Detalii despre aceste posturi și condițiile pentru înscrierea la concursuri pot fi găsite pe site-ul posturi.gov.ro. Anvelopare cu forța nu se poate. Este concluzia la care a ajuns edilul șef în urma primei experiențe din prim programul de eficiență energetică, dar și a celei de-a 2-a etape demarate recent. Unii președinți de asociație nu vor anveloparea și basta. Iar a doua șansă nu va mai exista, opinează primarul Barbu. După o primă experiență complicată în policlinică, acolo unde mulți locatari nu au înțeles beneficiile și s-au opus anvelopării sau au considerat că se pricep mai bine decât specialiștii implicați în program, nici acum, la a doua experiență, lucrurile nu par să se fi schimbat în totalitate. Primarul Nicolae Barbu a vorbit recent într-o conferință de presă despre programul de anvelopare și problemele întâmpinate cu președinții de asociații. Suntem pregătiți și suntem în diverse faze de proiectare pentru aproape 60 de blocuri care se vor anvelopa pe axa 3.1 eficiență energetică destinate locuințelor rezidențiale. Avem sursele asigurate, nu vreau să am, eu știu, reproșuri ulterioare și o mai transmit odată, că da, ați avut primarul, a avut interes să facă blocul ăsta și al nostru nu l-a făcut. Dar de ce, domn primar, blocul B3 din policlinică e singurul care a rămas și nu știu ce? Pentru că n-au depus cereri. Se vor face în policlinică toate blocurile, mai puțin un B-ul, cred că B3 dacă nu mă înșel, și A3. A3, deci toate la strada cu Alexandrei s-a făcut A5 și 32-ul și A1, A2, A4, A5, A6, A7 și A8 și-au făcut cererile, iar A3 nu dorește. Probleme sunt și în centru, acolo unde opiniile politice diferite fac diferența. Mai exact, îi afectează pe proprietarii de apartamente care nu intră în programul de anvelopare. Banca a săturat să mă rog de ei și să dau de președinți de asociație cât sunt eu aici, dumneata la PSD, n-o să facem. Mai am pe Foș, pe Mareșal Foș, la fel. Mi se pare, dacă nu mă înșel, la blocul 3, cred că tot blocul 3, cred că e fatidică cifra asta. Deci 1, 2, 5, 6 și 7 au făcut cereri și cred că a mai rămas 3 și 4 pe Mareșal Foș. Și nu doresc, a zis, e cineva care este cu candidatul care a luat 3.000 de voturi și a zis, nu, că ne vă minte. Ok, eu să mă rog de ei, nicio problemă. Cel mai probabil, giurgiuvenii care vor intra în program vor avea de plată destul de puțin, cel mult 400 de lei în mai multe rate pentru un apartament cu o suprafață mare, procentul urmând a fi stabilit în ședință de consiliu. Cei care vor să adopte copii nu mai au voie să facă discriminare rasială. Deficitul de medici din România depășește 13.000, iar de la 1 ianuarie declarațiile fiscale vor fi depuse numai în format electronic. Amănunte în rubrica Flash. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopția a prezentat o parte din schimbările pe care noua lege le aduce în privința adopției. În normele de aplicare a noii legi am introdus o procedură pentru copiii greu adoptabili, pentru a veni în sprijinul micuților care au acum șansele cele mai mici de a fi adoptați. Iar aici ne referim la cei cu vârsta de peste 7 ani, cei cu handicap, cei care au un frate sau o soră în sistemul de îngrijire socială, a precizat președintele agenției. Astfel, părinții adoptatori nu vor mai putea alege să le
fie prezentați doar copii aparținând unei anumite etnii, așa cum s-a întâmplat până în prezent. În plus, o familie adoptatoare nu va putea refuza mai mult de 5 copii care sunt prezentați de reprezentanții direcțiilor de asistență socială. Numai puțin de 13.000 de medici lipsesc din spitalele românești în momentul de față, ca efect al plecării doctorilor la muncă în străinătate. În aceste condiții, posturi la cardiologie, orele sau terapie intensivă rămân neocupate în mai multe orașe, iar în unele județe deficitul se apropie de 50%. O radiografie a sistemului de sănătate din România arată că nu există județ în care să nu fie posturi libere pentru medici. Unele sunt scoase la concurs chiar și a treia oară, altele sunt acoperite de medicii rămași prin ture prelungite. În anul 2015, la nivelul Colegiului Medicilor Cluj, de exemplu, au fost înregistrate 211 cereri pentru obținerea certificatului profesional curent, necesar exercitării profesiei de medic în afara granițelor României, notează Mediafax.ro. Modificarea codului rutier printr-o ordonanță de urgență va lovi și în șoferii care cumpără o mașină, ale cărei taxe nu sunt plătite la timp. Aceștia nu vor putea circula cu mașina și vor plăti amenzi ce pot ajunge la 2.500 de lei. Potrivit economica.net, noul proprietar are la dispoziție 60 de zile în care trebuie să-și plătească taxele după ce a cumpărat-o. În caz contrar, înmatricularea se suspendă de drept, iar mașina nu va putea fi folosită. Polițistul de la rutieră va ști dacă s-au plătit sau nu taxele, pentru că instituțiile vor comunica între ele. Astfel, datele de la serviciul de înmatriculări și de la REARE ajung la organele fiscale, care, la rândul lor, trimit mai departe situația cu fiecare nou proprietar al mașinii ce nu apare că și-ar fi plătit la timp taxele. Declarațiile fiscale vor fi depuse începând cu 1 ianuarie 2017 doar online, formatul de hârtie urmând să fie complet eliminat, a declarat președintele ANAF, Dragoș Doroș, potrivit Profit.ro. Vom începe în această toamnă o campanie de informare a contribuabililor privind depunerea electronică a declarațiilor. De la 1 ianuarie îi vom anunța că nu mai primim declarații pe hârtie, ci doar online. Din septembrie, la termenele de depunere, vom distribui la ghișee fluturași în care vom arăta ce opțiuni există, a explicat președintele ANAF. Ne așteptăm să apară un disconfort la o anumită categorie care refuză să accepte schimbarea, dar trebuie să facem această reformă pentru că este mult mai facil pentru toată lumea, a adăugat oficialul fiscului. Declarațiile fiscale pot fi depuse online folosind un certificat digital calificat, emis de un furnizor acreditat. Costul obținerii unui astfel de certificat este de câteva zeci de euro și poate fi utilizat pentru mai multe entități, persoane fizice sau juridice. Disputele dintre Consiliul Județean și cel local pe marginea zonei libere sunt deja cunoscute și țin capul de afiș al ultimelor zile la Giurgiu. Mai nou însă a mai apărut un măr al discordii dintre cele două instituții. Este vorba despre operatorul de apă regional, APA Service. Într-o conferință de presă convocată la sfârșitul săptămânii trecute pe tema problemelor depistate în asociațiile de dezvoltare intercomunitară, administratorul public al județului, Răzvan Cuc, ales între timp și președinte a trei din aceste ADI-uri, a abordat subiectul fierbinte al operatorului regional de apă. Este vorba despre societatea APA Service, societate ce are ca acționar principal municipalitatea. Potrivit lui Răzvan Cuc, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu alte ADI-uri din țară, Giurgiu ar fi o excepție din acest punct de vedere. Jos mi-au spus că operatorul regional funcționează sub ADI. Am înțeles că la noi, când s-a format operatorul, mă rog, din anumite considerente, primăria, municipalitatea a fost acționarul majoritar al acestei entități. Eu acum o să vă citesc câteva prevederi din ghid ca să vedeți exact ce prevede Comisia Europeană, ce am făcut noi și care credem noi că sunt soluțiile optime în ceea ce privește acest operator regional. Deci, operatorul regional este o societate comercială al cărei acționari sunt UAT-urile asociate în ADI. Fără să avem un operator și un ADI, nu putem accesa fonduri. Administratorul public al județului a trecut apoi la o lungă expunere tehnică a ceea ce înseamnă accesarea de proiecte europene și reguli impuse de Comisia Europeană. Operatorul trebuie să fie deținut în totalitate de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI. Participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, evident. Atât la înființare, cât și pe toată durata existenței contractului de delegare. În esență, prin intermediul ADI, autoritățile locale asociate vor decide în comun strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă. Totodată,
cu excepție pentru proiecte nemajore, finanțate inițial din alte surse de la bugetul de stat, autoritățile locale pot fi beneficiarii lui Postmediu. După lunga prezentare tehnică, Răzvan Cuc a trecut la subiect, problemele identificate la APA Service. APA Service, pentru a prelua toate sistemele de canalizare și apă, da? În momentul de față, din situația economică, APA Service are un profit, din ce mi-a dat mie domnul Preda, undeva la 6 miliarde. Este clar că dânsul nu va putea prelua toate aceste sisteme, fiindcă sunt foarte multe sincope nerezolvate și la APA Service. Sunt multe creanțe de recuperat. Eu nu stau să intru în managementul companiei, că nu mă interesează managementul companiei, să vedem exact situația angajărilor și așa mai departe, care a crescut foarte mult în ultima perioadă. Dar aceste ghiduri prevăd foarte clar cine trebuie să se ocupe de gestionarea operatorului regional. Și anume, operatorul regional, în momentul când avem o listă prioritară de investiții, undeva la 92 de milioane de euro care trebuie implementate în județul Giurgiu. Suntem singurul județ care am reușit să pierdem bani, în timp ce celelalte județe au cerut sume suplimentare, noi am pierdut. Dar, mă rog, asta a fost din cauza anumitor discuții care au avut loc cu consultanții. În momentul când va prelua aceste sisteme, precum face și, și APAVOL în Giurgiu, pe lângă societățile, pe lângă unitățile care sunt arondate la ADI Giurgiu, la ADI-ul de Sănătate și Apă Curată, mai avem 11 comuni care sunt arondate la ADI-ul din Ilfov, la APAVOL. Toate sistemele sunt preluate. Numai la noi, la Giurgiu, nu se preau sistemele, pentru că domnul Preda vine și ne spune așa, domnule, eu n-am bani să le preau, dacă sunt o problemă. E, atunci venim noi și facem o infuzie de capital și venim noi și susținem toate aceste care trebuie preluate. Deci dacă Consiliul Județean. Dacă noi nu vom prelua aceste sisteme, pierdem banii. Potrivit administratorului public al județului, toate proiectele accesate și realizate de primării pentru sisteme de apă și canal pe ordonanța 28 puteau fi trecute pe programul Postmediu, ceea ce au încercat primăriile din Malu și Adunații Copăceni. Primăria de la Adunații Copăceni a înștiințat operatorul încă din luna iulie 2015 cu privire la faptul că sistemul lui este finalizat și să-i fie făcută recepția și să poată fi preluat de către operator. N-a primit niciun răspuns. Ulterior, în 2016, în aprilie, a revenit cu o altă solicitare. Ideea e că dacă el a făcut apa pe OG28, puteam să luăm banii înapoi de la Comisia Europeană, deci se întocea o parte din bani și la bugetul de stat și în cadrul primăriei Adunații Copăceni. Dar condiția care era pusă de post era să fie preluat sistemul de către operator. Operatorul a venit și a spus mult prea târziu ce are de făcut. De fapt, practic, a spus că nu poate fi luat, fiindcă nu este remediat sistemul, deși APA voluntar când preia sistemele de canalizare și de apă din Giurgiu. Și dacă este nevoie de o investiție, vin dânsii și sprijin această investiție. Ăsta este mersul, ăsta este scopul. Toți oamenii din județ, da, trebuie să aibă, au dreptul la apă potabilă, la canalizare și așa mai departe. Deci ăsta este scopul proiectului. Dacă noi nu implementăm scopul proiectului și ne încăpățânăm tot timpul ca operatorul la orice solicitare a ADI-ului de a prelua un sistem de apă dintr-o comună, nu o să finalizăm în niciun fel. Concluzia? Fie domnul Preda își schimbă atitudinea și vorbește, fie se caută un nou management, este liber, dacă dânsul consideră că este mult prea mare povara administrativă sau ce are de lucrat, poate să plece. Noi, în schimb, avem de implementat un proiect pe fonduri europene, care nu-l putem implementa fără operatorul regional. Este un lucru cât se poate de simplu. După cum știți, structura... V-am citit lucrurile acestea pentru că operatorul regional trebuie să aibă acționariat, ca și acționariat, primăriile din județ. ADI-ul trebuia să fie. În niciun caz, ce s-a făcut atunci, s-a făcut o mare greșeală, pentru că operatorul în momentul ăsta spune, domnule, gestionez doar municipiul. Păi mă interesează municipiul. Nu, noi trebuie să gestionăm tot județul. Că în foști moment trebuie să dezvoltăm tot județul, dar nu putem să ne blocăm. E, și în sensul ăsta eu cred că ar fi o soluție, nu știu, v-am spus, să discutăm și cu domnul primar Barbu, să vedem, să găsim o soluție comună, pentru că eu toată prelegerea care am avut-o aici în fața dumneavoastră, am avut-o și la solicitarea domnilor primari care fac parte din ADI, care sunt foarte nemulțumiți că nu li se preiau sistemele. E, acum rămâne de văzut ce va înțelege fiecare din acest aspect. Dacă noi aici nu discutăm de ambiții, discutăm de lucruri constructive. Știu că este foarte greu, credeți-mă, este foarte greu să stai și să muncești și să găsești soluții. Cel mai simplu este să te acoperi de hârtie și să spui, domnule, nu mă interesează.
Copiii care vor să urmeze ore de canto, de muzică sau de pictură și desen sunt așteptați la Palatul Copiilor din Giurgiu încă din vacanță pentru a se înscrie la unul din cele 13 cursuri pe care instituția le are în prezent la dispoziția copiilor care vor să urmeze o activitate extrașcolară. 13 cursuri, printre care muzică, dans, ecologie sau teatru, îi așteaptă pe copii la Palatul Copiilor Giurgiu. Aceștia nu trebuie să aștepte până în septembrie pentru a se putea înscrie la unul dintre cursurile instituției, ci o pot face chiar de acum, din vacanță. Copiii pot veni și în această perioadă de vacanță, să zic așa, să se înscrie la Palatul Copiilor, la unul dintre cercurile pe care le aveți? Da, cu siguranță pot veni să se înscrie. Trebuie să-și procure de la Secretariatul Palatului Copiilor o cerere de înscriere pe care părinții trebuie să o completeze și, în afară de cererea de înscriere, trebuie să mai aducă și o adeverință medicală de la medicul de familie. Pentru unele cercuri ale Palatului Copiilor, doritorii trebuie să susțină o probă de aptitudini. Pentru unele cercuri, copiii trebuie să susțină și o probă de aptitudini. Când trebuie să o susțină? După 1 septembrie vom afișa, sau fiecare cerc, fiecare profesor își va afișa o zi în care copiii vor da un test de aptitudini, în special la muzică și la dans, cercuri artistice. Anul școlar care s-a încheiat a adus la Palatul Copiilor peste 1500 de copii, înscriși la cele 13 cercuri, dar și la cele 3 de la filiala din Bolintin Vale, iar conducerea instituției speră ca și în noul an școlar numărul cursanților să fie mare. Și în anul școlar 2015-2016 am avut 1508 copii înscriși. Sperați ca și în acest an să ajungeți la un număr atât de mare? Da, sperăm tot atât sau să-l și depășim, de ce nu? Copiii care vor să se înscrie la unul dintre cursurile Palatului Copiilor au la dispoziție următoarele cercuri: teatru, teatru de păpuși, muzică vocal-instrumentală, ecologie, chimie experimentală, pictură, jurnalism, fotocineclub, handbal, tenis de masă, matematică, dar și creație literară sau studii europene, limba engleză. A fost un actor și dansator, a apărut în numeroase filme, însă Dans Murdar este cel care l-a făcut celebru. Dacă nu ar fi fost răpus de cancer, necruțător Patrick Swayze ar fi împlinit astăzi 64 de ani. De aceea rubrica Memoria Zilei este dedicată. Patrick Schweitzer, pe numele său real Patrick Wayne Schweitzer, s-a născut în Houston, Texas, pe 18 august 1952, fiind al doilea din cei 5 copii al lui Jesse Wayne, inginer chimic și cowboy, și Patsy Yvonne, coregrafă și proprietara unei școli de dans. De mic copil demonstrează talent față de activitățile artistice și, datorită mamei, care conduce o școală de dans, începe să ia lecții de dans clasic. În ciuda glumelor pe care colegii de școală le făceau pe seama lui, continuă să danseze, demonstrând că este un dansator de valoare. În paralel, practică patinaj artistic și fotbal american. În timpul unei partide de fotbal american, se accidentează grav la un genunchi și, după ce a fost operat, termină liceul. Se înscrie la colegiu, unde timp de 2 ani studiază gimnastica, dar nu termină studiile, abandonând școala. În 1972 se mută la New York, unde studiază dansul la școlile Joffrey Ballet și Harness Ballet. Accidentul de la fotbal nu rămâne fără urmări, așa că Patrick Schweitzer își încearcă norocul în actorie. Debutul cinematografic a fost în filmul Skate Town, USA, în anul 1979. În 1983 joacă în filmul The Outsiders, alături de Tom Cruise, Rob Lowe și Matt Dillon. Cel mai mare succes al carierei sale vine din următorul său film, Dans Murdar, în 1987, în care a jucat alături de Jennifer Grey. Dirty Dancing s-a bucurat de un premiu Oscar și de 3 nominalizări la Globul de Aur. În 1990 joacă în Ghost, alături de Demi Moore. Considerat de milioane de spectatori și critici, filmul numărul 1 al anului
2090, Ghost câștigă 3 premii și 3 nominalizări Oscar, un premiu și 3 nominalizări Globul de Aur, 3 nominalizări BAFTA. Patrick a fost căsătorit cu Liza Nini din 12 iunie 1975. La sfârșitul lui ianuarie 2008 descoperă că are un cancer la pancreas, care l-a obligat să se supună imediat tratamentului de chimioterapie. După un an, în 6 ianuarie 2009, este internat în spital pentru o aprindere de plămâni. Rămâne în spital până în 16 ianuarie. În aprilie 2009, doctorii descoperă că tumoarea a atacat și ficatul, iar actorul decide să se supună unor cure experimentale pentru a încerca să învingă boala. Ajunsese să cântărească doar 47 de kilograme. Schweitzer moare alături de familia sa în 14 septembrie 2009, la vârsta de 57 de ani, aceeași ca și a tatălui său, la 20 de luni după confirmarea diagnosticului. Haideți să revedem acum titlurile serii. Șeful serviciului permise Giurgiu cercetat de procurorii DNA sub control judiciar. Apa servis pe urmele zonei libere, motiv de scandal între primărie și Consiliul Județean. 20 de posturi în instituții bugetare din Giurgiu. Târgul producătorilor din nou în orașul nostru. Punem punct aici jurnalului Muntenia TV din această seară. Rămâneți cu noi, urmează înregistrarea ședinței extraordinare a Consiliului Local de astăzi. Eu sunt Ana Maria Trăsnea, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine de la 19:30. La revedere!